și cam așa e treaba. O să vă arăt mâine să vedeți cum arată șoseaua după ce o curăță ăștia toată noapte. Ei bine, după cum vă spuneam, după o zi și o noapte de viscol, cam așa arată astăzi străzile în Austria, curățate la negru. Asta e zăpada de azi noapte. Are frumusețea ei. Și cam așa sunt străzile. Oamenii de la dezăpezire au muncit toată noaptea. I-am auzit chiar și din casă. Cum îi zicem aici? Cascada Krimmel din Austria, zona Salzburg, în partea asta către Tirol. Da, e departe Tirolul de aici, dar în direcție vreau să zic. De la Salzburg cam vreo 100 de kilometri. Vremea ține cu noi, e frumos afară, o să vă arăt împrejurimile, ia uitați ce de munți. N-am fost niciodată la această cascadă, dar se pare că este una deosebită. Așa, și să ne lăsăm surprinși de ceea ce vom întâlni aici. Cât e? Nu văd nicio cascadă, frate. Aha. Mamă, ce sus e, frate. Mergem și noi mai jos, nu chiar. Da, e cam departe și e sus de tot. Ce este important aici, de știut, este că râul Salzach, care trece prin Salzburg, izvorăște tocmai de aici. Deci pe aici, dacă mergi cu o canoe, ajungi la Salzburg sau cu barca. Din Salzburg ajungi la Burghausen, unde am făcut vlog anul trecut. Mai departe, Salzachul se varsă în Inn și Innul în Dunăre. Deci de aici poți să pleci cu barca, frate, până la Marea Neagră, în delta Dunării. Ia să vedem ce se vede pe aici. Da, uite, au amenajat aici albia râului, astfel încât să se spargă curentul. Da? Și, după cum zice Marica, a citit nu știu unde, vreo 10 minute de mers pe jos. În direcția asta. Ia uitați munții. Bă, frumos e, bă, frate. Ce e să mai Austria e frumoasă, rău de tot. Și iarnă, și vară, și primăvară. Deci ăsta este râul Salzach, care ajunge în Salzburg. Și priviți ce cer frumos, senin, muntele încă înzăpezit. O imagine superbă, superbă, vă spun, e ceva de vis. Iarna în partea asta aici se face schi. Uite aici jos, se adună apa de la cascadă și de aici pornește râul Salzach. Pe acolo vine apa de la cascadă, care se adună în lacul ăsta aici de acumulare. După cum vedeți, se pare că e destul de adâncă zona asta de acumulare. Și acesta este muntele. Eu nu văd deocamdată cascada, ăsta Marica a văzut-o, dar nu știu, unde a văzut-o el. Da. Vremea este, după cum vedeți, este foarte frumoasă, însorită. Ia să filmez așa din partea asta să mă văd cu muntele pe stânga. Da? Ia uite ce frumos. Ăștia s-au dus jos, dar să vedem pe unde o fi cascada asta, că eu chiar n-aud nimic, nu văd. Mi-a spus Teo că se cam merge puțin pe jos, vreun kilometru. Acum vedem și noi dacă reușim să ajungem măcar până acolo. Pentru că este ora 2, e duminică astăzi, 27 martie, și am venit aici cu Marica și cu familia lui, că am văzut pe drum o pistă de schi, o pârtie de schi,
care încă mai e funcțională, are zăpadă și ne gândeam să mergem și noi cu telescaunul până sus, facem niște poze, privim ce se vede pe acolo și coborâm. Asta este albia râului, care este cumva oprit aici la stăvilarul ăsta și apoi curge treptat către acel mic lac de acumulare. Să vă filmez aici, uitați cât de limpede poate să fie această apă montană. Da? Și cascada, uitați-o tocmai acolo, printre brazii ăștia unde e petecul ăla de zăpadă, curge tocmai de sus. O să merg mai în față să vedem dacă putem avea o imagine mai bună. Cascada Krimmel. Aici avem jos, ăsta este podețul. Ia să vedem noi. Oh. Ia. Bă, dar curată-i, frate. Mamă, ce limpede. Ah, și noi o să mergem la munții aia, tocmai din partea aia. Da? Ia uite, ce frumos e. Ce frumos e. Ok. Să mergem mai departe pe aici. Ia aici ce se vede. Da. Și uite cascada acolo, în plan îndepărtat, o vedeți? Asta e cascada. Și vine printre acești munți, printre acești versanți ai muntelui, practic, tocmai de undeva de pe acolo. Acolo e, în partea de sus, în stânga, este izvorul. Aici avem un mic foișor unde ne putem așeza pentru a ne trage un pic sufletul dacă suntem obosiți. Și mergem în această direcție. Pe acolo, mamă, dar ce frumos e și ce cer frumos, senin, frate, am prins astăzi o vreme extraordinară. Cascada cea mare nu este aici, este mult mai departe, dar ceea ce v-am arătat așa cu filmarea aceea zoomată, o să vă arăt acum mai de aproape. Gata, am ajuns la cascadă, fraților, să vă arăt. Uite, zăpadă, zăpadă. Marică cu soția și cu băiatul. Da? Și sus de tot, soarele. Ia uitați cum luminează apa care cade înverșunată. Diferența de nivel de unde cade apa, de unde practic izvorește râul Salțac și până ajunge aici, este de câteva sute de metri. Noi aflându-ne cam pe la 600 de metri altitudine aici, dacă nu chiar 650. Și încă o imagine superbă a cascadei care coboară de pe versant și se prevale la vale lovind acea stâncă. Cred că vara este superbă aici, dar toată zona este foarte înghețată. Nu o să merg până acolo pentru că mă umplu de apă. Da? Ia uite că mai sunt și alții care vin pe aici. O senzație minunată să te simți în aer liber, să faci mișcare după atâtea luni de iarnă și de criză cu COVID-ul ăsta. Și până și copilul se bucură de spectacolul minunat, auziți-l cum chiuie. Este ceva frumos, chiar e ceva frumos. Priviți, aceasta este zona și acum fac o panoramare ușoară la 360 de grade pentru a avea o viziune completă
asupra tot ce înseamnă aici și soarele în spatele meu. Da. Asta este colosal. Jos pălăria. O priveliște cum numai în limba română se poate exprima. Și aici suntem la Țelamzee, la pârtie de schi. Un peisaj superb. Acolo avem cel mai înalt vârf din Austria, Grossglockner. Priviți-l, cât de frumos este. Este un fel de transfăgărășan, cum e la noi transfăgărășanul cu drumul acela șerpuit, așa au ei aici și urcă până pe la vreo 3000 de metri. Vara este gheață și zăpadă, acolo este fiind chiar un ghețar. Se poate schia chiar vara. Da? Sper să se vadă bine pe dispozitivele voastre video, telefon, televizor, laptop, PC. Și aici zona montană cea mai frumoasă și mai cunoscută din... Bine, dragilor, ia uitați aici, paste al forno făcută chiar acum de șef Dracula de la Casa Transilvania din Braunau. Wow! Mamă, mamă, ia, sunt tare curios să văd cum e. Băi, deci e bestială! Paste al forno. Excepțională. Deci așa ceva vă spun că nu găsiți decât la șef Dracula. E cel mai bun prieten al meu de aici. Mamă. Înnebunești. Stai că vă arăt și vouă. Mamă, mamă, ce avem noi aici astăzi. Ia uitați. Papanași imperiali made in Austria, Casa Transilvania.